Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint produsele terminate pe luna decembrie. Le-am înșirat așa pe covor, pentru a fi mai ușor să le vedeți și să vi le prezint. Printre aceste produse am terminat și trei din acel program de a-mi consuma produsele. Produse începute și care sunt aproape de terminul de expirare. Nu sunt expirate încă, dar dacă nu o să le folosesc, o să-mi expire și de aceea m-am hotărât să fac acel program. Din aceste produse sunt două creme de mâini pe care le aveam începute și uitate prin diverse colțuri. De la Avon le-am terminat, am tăiat și tubul, sunt goale. Un alt produs din acel program este acest spray de corp de la Avon, pe care l-am terminat. La acesta mai se vede marcajul, dar la creme nu. Un alt produs pe care am terminat în această lună este acest gel de curățare de la Planet Spa cu ceai alb. Nu mi-a plăcut, sau cel puțin undeva spre finalul produsului nu mi-a mai plăcut și l-am folosit pentru a spăla tot ce aveam. Bureți, perii de machiaj, pensule, absolut tot. Doar să-l termin. Un alt produs care l-am terminat este această apă micelară de la Yves Rocher. Este bunicică, nu foarte bună, merge cât de cât. Un alt produs pe care l-am terminat este acest deodorant de la Rexona. E ok. Nu printre preferatele mele, dar merge. Am terminat și aceste șervețele demachiante de la Pharmacy. Eu nu le-am folosit pentru a-mi demachia fața, ci mai mult am curățat mâinile, geanta. Cred că l-am folosit și pentru a-mi curăța anumite zone ale feței. De exemplu, mi s-a întins un creion, am curățat cu colțul acestui șervețel. Nu le folosesc, nu o să le mai recumpăr, doar dacă nu o să am încotro. Adică eu pe aceste șervețele le-am cumpărat negăsind în magazin, mai precis, un șervețel umed pentru mâini și de-aia le-am cumpărat. Un alt produs pe care l-am terminat este acest gel gomaj pentru corp de la Planet Spa. Mi-a plăcut foarte mult aceste geluri. Mi-a plăcut și această aromă cu aromă din India. Culoarea este exact culoarea portocalie specifică mâncărurilor indiene. Mi-a plăcut mult. Am să mai folosesc și alte variante. Am eu acum la baie o altă variantă, o să vedeți. Nu o folosesc zilnic, o folosesc o dată de două ori pe săptămână maxim. Aceste geluri gomaj, da, mie îmi plac. Un produs pe care nu l-am terminat este acest spuman de baie cu lacrimioare de la Avon. Eu l-am pus într-un alt recipient. Deci nu e terminat în luna decembrie, dar n-am să mai păstrez ambalajul și de aceea vi-l prezint acum. Dar undeva aproape un sfert am folosit, cam așa. Dar l-am pus în alt ambalaj și de aceea vă prezint cutia de la el. Am terminat acest șampon de la Avon. Mi-a plăcut foarte mult, este foarte fresh și foarte dădea așa o energie și mirosul lui și mi-a plăcut, iar acest balsam de păr cred că l-am terminat luna trecută, doar că a rămas în baie.
dar pe mine balsamul de păr mă ține foarte, foarte mult. Nu știu la voi cum e, dar eu nu-l folosesc chiar de fiecare dată și mă ține mult. Am terminat această mască de la Sephora. Este prima mea mască folosită tip pânză, să zic așa, nu știu dacă e chiar șervețel, ci e o pânză care se aplică interesant ca aspect. Nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult sau că am văzut nu știu ce îmbunătățiri. Nu știu dacă o să o refolosesc. Probabil am să încerc alte măști din această gamă de la Sephora. Am terminat și un săpun de mâini de la Kaufland. Mie îmi place, probabil că știți deja, l-ați mai văzut în terminatele lunii. Am să-l recumpăr, clar. Am găsit o mostră de parfum de la Laura Biagiotti și am folosit-o. Mai aveam ceva în recipient și de aceea am hotărât să îl termin și să pot arunca. Luna aceasta mi-a schimbat culoarea la păr. Mi-am luat această vopsea de păr de la Avon. Este un castaniu auriu deschis. Mi-a plăcut. A ieșit foarte ok pe părul meu. Și luna... Hopa, mă scuzați! Luna aceasta am folosit am terminat trei lumânări. Lumânările au fost începute de mai mult timp. Unele de foarte mult timp și unele doar luna aceasta. Aceasta este o lumânare de la IKEA. Cred că relaxantă, îi spuneam. Mi-a plăcut, dar mirosul n-a durat așa de mult ca la alte variante pe care le-am încercat eu de la IKEA. Aceasta este o lumânare cu vanilie pe care am primit-o de la soruța mea. Mie îmi place foarte mult vanilia. Mi-a plăcut enorm de mult această lumânare. Se mai și simte. Ce m-a dezamăgit a fost faptul că a mai rămas în interior și nu mai pot folosi. De asemenea, și la cea de la IKEA a mai rămas un pic. Și aici este o altă lumânare. Era în 3 nuanțe de roz. Cred că în primul meu filmuleț cu cumpărături o găsiți. Mirosea trandafir. Mi-a plăcut, a fost ok, mi-au plăcut și nuanțele pe care le avea, acele nuanțe de culori. Mirosul nu a fost foarte puternic, cel mai puternic miros a fost acesta de la lumânarea cu vanilie. Dar le-am terminat și pe acestea cu părere de rău. O zi frumoasă, vă doresc, vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă vă plac filmulețele mele, abonați-vă! V-am pupat, pa, pa!